în adolescență începe consumul de droguri. Hai să luăm să vezi ce bine ne simțim. Am început cu prietenii mai șmecheri, mă vedeam dintre tot. Nu există prieteni în lumea drogului. O faci din curiozitate prima dată. Uiți de tot. Ăla e cel mai regretabil. Primul moment. Marian are 37 de ani și prima țigară cu substanțe interzise a încercat-o la 16 ani. Spune că anturajul l-a convins să pice în capcana drogurilor, așa zis și prieten pe care credea că i-are, provine dintr-o familie înstărită din București. De mic a avut tot ce și-a dorit. La 16 ani avea mașina lui personală cu șofer, însă a vrut să descopere ce este dincolo de lumea reală. Totul pleacă de la anturaj. Aveam foarte mulți bani pe mână și nu știam ce să mai fac cu ei. Discotezi, cluburi. Eram în culmea fericirii. Până când a venit, să zic cu un prieten în ghilimele, hai să luăm să vezi ce bine ne simțim, ce efecte ne dă, ce... Și am început să consum. Mi-a plăcut prima dată. La țigare mă vedeam cel mai înțelesul tuturor, cel mai șmecher, nu există prieteni în lumea drogului. După ce părinții săi au aflat ce se întâmplă de fapt cu Marian, i-au tăiat toate drepturile financiare, însă tânărul nu a renunțat la droguri, chiar dacă nu mai avea bani să și le procure. Astfel că s-a apucat de trafic de droguri și a făcut acest lucru la nivel internațional, asociindu-se cu niște turci. Pentru droguri a pierdut tot, încrederea familiei, prietenii, viața liberă pe care o avea. Norocul lui a fost că familia a decis să-i rămână alături. Dacă nu era părinții mei, poate eram în groapă acum, nu mai eram aici. Și devii o fiară pentru bani. Nu mai ai prieteni, nu mai ai nimic, devii, nu mai iubești pe nimeni, nu mai decât pe tine. Când devii dependent, nu mai ai cum să spui nu. Drogul te transformă într-o fiară. Nu mai iubești mamă, nu mai iubești tată, decât când ești în influența drogului. Când deja începe și te ia răul, nu mai te gândești decât la tine și cum să faci bani. Orice venit, te gândești numai câte doze ții. A stat 8 ani de zile în spatele gratilor pentru consum și trafic de droguri. După ce a ieșit din închisoare, decesul soției l-a făcut să cadă din nou în patima drogurilor, de această dată în mod conștient. A ajuns din nou în penitenciar pentru complicitatea la tentativă de tâlhărie, iar acum speră la eliberarea condiționată. Prietenii nu am prieteni. La ora actuală am avut foarte bun prieten. Și? M-au părăsit din cauza la drog. Mariana a abandonat școala imediat după ce a terminat 8 clase. Acum a avut curajul să-și spună povestea în fața elevilor de clasa a 9-a, la liceul Voievodul Mircea. Povestea lui a fost de fapt o lecție pentru adolescenți, pentru a conștientiza riscurile consumului de droguri. Nu sunt persoane care, dar mai ales persoane. I-am intrat și eu în anturaje, dar mi-am dat seama că nu e bine. E bine că te-ai retras la momentul potrivit. Ai putut singură sau te-ai ajutat cineva? Am încercat singură, dar nu am putut și intervenit familia. Elevii au profitat de această întâlnire inedită cu o persoană privată de libertate și au pus nenumărate întrebări, curioși fiind în ce fel i s-a schimbat viața după prima țigară cu substanțe interzise încercată. Evenimentul se încadrează în cadrul manifestărilor desfășurate în săptămâna prevenirii criminalității de către poliție.